30 ianuarie este ziua în care munca este interzisă, iar femeile trebuie să țină post. Credința populară spune că cine muncește de Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur, poate să orbească. Se crede că pe 30 ianuarie începe să încolțească grâul, care nu a încolțit din toamnă. În tradiția populară se mai spune că din această zi se schimbă vremea. Dacă streșinile curg, primăvara va fi friguroasă. Dacă e ger, vara va fi călduroasă. Și tot acum începe perioada de împerechere la păsări. Ziua celor trei sfinți ierarhi, Vasile cel Mare, Sfântul Grigore și Sfântul Ioan Gură de Aur, sărbătorită la 30 ianuarie, este zi importantă pentru combaterea bolilor și a forțelor malefice care perturbă bunul mers al lucrurilor în gospodăriile țărănești. Relativ la această zi, în mitologia populară, există o serie de mituri și credințe legate de fertilitate. La sate se obișnuiește ca în această zi de sărbătoare închinată celor trei sfinți să se facă praznice de pomenire a morților din familiile credincioșilor, iar fetele tinere se roagă și țin post pentru a avea o căsnicie fericită. Această sărbătoare era ținută prin interdicții și prescripții rituale, respectate în special de către bătrâni. În această zi se făcea colivă, se făceau praznice pentru morți și fetele nemăritate foloseau busuioc pentru a-și afla ursitul. Praznicul celor trei ierarhi este o sărbătoare dedicată reconcilierii. De asemenea, în ziua sărbătorii nu se înstrăinează lucruri din casă. Potrivit tradiției, în ziua praznicului nu este bine să se dea nimic împrumut și asta pentru a proteja căminul de pagubă.